Locuitorii din cartierul arhitecților sunt nemulțumiți de modalitatea în care se acordă autorizațiile de construcție ale clădirilor. Imobilele au fost construite în mijlocul câmpului fără a avea drum de acces. Strada Pete Antonescu este cea care ar trebui să unească un imobil de 18 apartamente din drumul principal, dar există doar pe hârtii, nu și fizic, spun locatarii. Ei au făcut mai multe sesizări la primăria Cisnădie și la ISC, dar până în prezent nu s-a luat nicio măsură. Timp de aproape 3 săptămâni, traficul va fi îngreunat pe autostrada A1 între Săliște și Cunța. Începând cu 2 mai, circulația va fi închisă pe acest sector pentru realizarea de lucrări pentru înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație pe calea viaductului Acilium. Până în 20 mai, traficul va fi deviat pe DN1. 2 cazuri de suspiciune de hepatită de origine necunoscută au fost raportate în a doua jumătate a lunii aprilie în județul Sibiu. Este vorba despre 2 copii care au ajuns la spital cu simptome. Potrivit datelor DSP Sibiu, primul caz de suspiciune a fost raportat la un băiat de 16 ani din localitatea Buz. Inițial, acesta a fost internat la Mediaș, după care a fost transferat la spitalul de pediatrie, acolo unde se află și în prezent. Cel de-al doilea caz este al unei fetițe de 10 ani din Șura Mare, a cărei stare de sănătate s-a ameliorat fiind externată. Mai mulți copii cu vârste între o lună și 16 ani s-au îmbolnăvit în lume de hepatită acută severă misterioasă, iar virusurile care provoacă această boală nu au fost identificate.